Președinte al Consiliului Județean din Iași, Cristiana Domniței, a fost condamnat astăzi de Tribunalul din Iași la 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare în dosarul Albumul. În același dosar, judecătorii au decis condamnarea Teodorei Jinga și Ingrid Carmen Irimescu la 4 ani și 9 luni, respectiv 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Cele două au fost funcționari în Consiliul Județean Iași. De asemenea, administratorul firmei favorizate a fost condamnat la 4 ani și 7 luni de închisoare cu executare. Firma pe care acest acesta o conducea la momentul presupuselor fapte, a fost amendată cu peste 100.000 de lei. Rechizitorul procurorilor este extrem de consistent, dar decizia tribunalului Iași nu este definitivă.